Dumnezeu are un plan principal. Oameni sfinți cum El e sfânt. Și are un plan secundar. Cum îi repară când se strică. Acum, noi să nu înlocuim planul principal cu cel secundar, să ne tot uităm numai la reparații. Și să mă tot repare, și să mă tot repare, să mă tot repare. Înlocuim principalul cu secundarul. Și noi trebuie să avem grijă de încă ceva. Noi îi dăm de mâncare lui Jehova. Și atunci să facă bine Jehova să ne păzească. E ca și când noi îi facem servicii lui Jehova. El e la dispoziția noastră. Ispita asta e totdeauna cu omul. Să acapareze el puterea și el să-i spună lui Dumnezeu ce să facă. Și am auzit pe mulți și în vremea noastră zicând, păi eu nu mai spun și el face. Dacă știu formulele, dacă știu cum să fac, eu fac și el e la dispoziția mea. O, Doamne, mare rătăcirea asta de totdeauna. În loc să ne uităm la el ca la regele regilor, să zicem, cine sunt eu decât un rob netrebnic care este totdeauna la dispoziția ta să fac ce vrei tu? Niciodată să nu pretind să faci tu ceva la porunca mea. Asta e, deci, o altă ispită care vine și să avem grijă de ea. Am văzut cum au luat-o razna evreii în Vechiul Testament. Și noi zicem, a, păi noi nu facem așa. Asta au fost numai evreii. Haideți că vreau să vă arăt acum cum noi suntem în aceeași primejdie să înlocuim principalul cu secundarul. Când a venit Domnul Iisus aici? Și a început să predice despre împărăția lui Dumnezeu. Prima predică a Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu o găsim scrisă în Matei 5, 6 și 7. Toată predica asta e despre împărăția lui Dumnezeu și cine se califică să intre în împărăția lui Dumnezeu. Băgați bine de seamă, fiți atenți tare, tare la ce vă spun acum. În primul rând trebuie să înveți Evanghelia după Ioan, să înțelegi Sfânta Treime, să înțelegi cum ei vin la tine, să te faci una cu ei, să fii locuit de Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să fii născut din Dumnezeu. Astea le înveți în Evanghelia după Ioan. Când le-ai învățat și când ți le-ai însușit, treci la Matei capitolul 5. Și Matei capitolul 5, Domnul Iisus îți spune, acum dacă ești fiul al lui Dumnezeu, iată cum trebuie să trăiască fiii lui Dumnezeu. Și versetul 16 deja sună, tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Predica asta e adresată celor care deja au devenit fiii lui Dumnezeu, după învățătura din Ioan. Și totul culminează în Matei 5 cu 48. Voi să fiți desăvârșiți, așa cum Tatăl vostru, Cel Ceresc, este desăvârșit. De ce am venit eu pe pământ? Am venit să vă învăț cum e Sfânta Treime. Am venit să vă explic ce-ți propunem noi să faci, să te unești cu noi.
Și acum fii atent. Scopul cu care am venit eu este să fac oameni desăvârșiți cum tata e desăvârșit. S-a schimbat planul din Vechiul Testament. Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Voi să fiți desăvârșiți cum eu sunt desăvârșit. S-a schimbat ceva? Nu. Noi am făcut un plan în Geneza 1. Să facem oameni după chipul și asemănarea noastră. Eu am venit pe pământ ca să realizez acest program. Și uite aici, Matei 5, 6 și 7, dacă le înveți, dacă ți le însușești și dacă trăiești după astea, ești desăvârșit cum tata e desăvârșit. Și acum fii atent. Când eu am venit să stabilesc cu tine relația asta cu Sfânta Treime, toată relația asta e o relație de iubire. Pentru că Sfânta Treime e iubire. Și noi venim la tine cu toată iubirea lui Dumnezeu. Și ceea ce îți cerem e să ne iubești. Dacă mă iubești, vei trăi după poruncile mele. Care sunt poruncile mele? Matei 5, 6, 7. Dacă mă iubești, vei trăi după poruncile mele și dacă trăiești după poruncile mele, ești desăvârșit cum tata e desăvârșit. Fii atent! Să nu citești Matei 5, 6 și 7 până n-ai înțeles Ioan. Matei 5, 6 și 7 fără Ioan e imposibil. Dar dacă ești una cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, dacă ești locuit de Sfânta Treime, dacă ești plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, nimic nu mai e imposibil. Înțelegi? Așadar, Domnul Iisus ne face clar, eu am venit cu acest program. Celul pentru care sunt eu în lume, acesta e, să producem acest fel de oameni care trăiesc după aceste porunci ale mele. Și acum avem o problemă mare. Pentru că imediat după aceea, două capitole mai târziu, în Matei 9, îl găsim pe Domnul Iisus chemându-l pe Matei Vameșu. Matei Vameșu, de bucurie că Domnul Iisus îl cheamă și pe el în școala lui, își cheamă foștii colegi de vamă și trântește o masă grozavă în cinstea Domnului Iisus. Și fariseii și cărturarii spun, uite-l, uite că mănâncă cu vame și cu păcătoșii. Și Domnul Iisus spune, versetul 12 și 13, nu cei sănătoși au netrebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și dintr-o dată, toți pocăiții, sau mare parte din pocăiți, zic, asta-i. Domnul Iisus a venit pe pământ pentru cei păcătoși. Noi suntem păcătoși. Domnul Iisus a venit să-și dea viața pentru noi. Și așa cum spune Domnul Iisus în Luca 24, așa a fost hotărât de tata ca fiul să-și dea viața și apoi să fie vestit în toată lumea iertarea în sângele lui. Și vedeți, fraților, asta e toată Evanghelia. Evanghelia este faptul că Fiul lui Dumnezeu a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Evanghelia e faptul că El a murit pentru păcatele noastre. Evanghelia este că cine crede în Domnul Iisus e mântuit și merge în cer. Tot, punct, gata. Dar ce-i cu predica de pe munte? Drept să spun, nu știu de ce am mai ținut-o pe aia.
V-am pomenit, mi se pare, dacă nu v-am pomenit aici, am pomenit în altă parte, dar Martin Luther are meritul de a fi început reforma în 1517. Dar Martin Luther a luat-o tare razna în multe probleme. Și una din problemele unde el a tărat o razna a fost asta, că el a spus, nu mai trebuie să faci nimic decât să crezi în Domnul Iisus. Crezi în Domnul Iisus și atunci El te mântuiește și ești gata. Predica de pe munte, zice Luther, e încă lege, încă Domnul Iisus acolo era cu legea lui Moise. De fapt, Domnul Iisus a predicat predica asta cu un ideal imposibil. Imposibil să trăiești după predica de pe munte. Dar știi de ce a făcut-o? Ca să ne sperie. Și după aceea noi să alergăm la jertfa Lui și să zicem, Doamne Iisuse, mie nu-mi trebuie lege. Mie atâta îmi trebuie har. Mântuiește-mă și iartă-mă și atâta e tot. Au venit în secolul al XX-lea, alții și-au zis, nu, e altfel. Predica de pe munte ar fi fost valabilă dacă evreii l-ar fi primit ca rege. Predica de pe munte ar fi fost atunci Constituția Împărăției lui Dumnezeu sub regele Iisus. Dar pentru că ei nu l-au primit ca rege și Domnul Iisus a introdus planul B, așa zic ei, planul A a fost ca să vie să fie rege la Ierusalim. Când a văzut că asta nu merge, a zis, nu-i nimic, introduc planul B. Planul B e să mă duc la cruce și să introduc biserica. Și la un moment dat voi scoate biserica de aici și viu înapoi pe pământ și voi domni 1000 de ani. Și abia atunci va fi valabilă predica de pe munte. Acum tare puțin în vremea noastră mai acceptă teoria asta, dar eu v-am spus-o ca să știți și asta, să vedeți câte șmecherii, aș zice, iertați-mi cuvântul, dar oamenii în viclenia lor caută cumva să se scape de planul principal al lui Dumnezeu. Planul ăsta nu mai e valabil. Nu, ne trebuie numai har. Și asta e tot. Fraților, cu asta s-a făcut exact ce au făcut evreii. Planul sfințeniei, îl punem deoparte. Jertfe, îi dăm jertfe lui Iehova și-i destul. Și noi zicem, jertfa Domnului Iisus ni-i destul. Nu vedeți că e aceeași greșeală? Nu vedeți că e aceeași inimă vicleană? Acum, haideți să încercăm să vedem cum le punem totuși la oaltă. Pentru că Domnul Iisus a venit cu un plan principal. Voi să fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru e desăvârșit. Dar El a venit și cu un plan numărul 2. Jertfa pentru păcatele noastre. Cum le punem la oaltă? Care e ordinea? Când Domnul Iisus îl instruiește pe Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 26, cei care aveți Biblia vă puteți uita acolo, Fapte 26, versetul 17, Domnul Iisus îi spune, te-am ales dintre neamuri, te trimit la ei ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de sub întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor.
să facă fapte vrednice de pocăința lor. Ăsta e planul, voi să fiți desăvârșiți cum tata vostru e desăvârșit. Acum fi tare atent. Unde începem? Domnul Iisus spune, sunt doi stăpâni. Lumea asta e împărțită între fiii celui rău și fiii lui Dumnezeu. Asta e Matei 13, găsește asta. Fiii celui rău și fiii lui Dumnezeu. Acum fii atent. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți sub condamnarea celui rău. Domnul Iisus a venit să mântuiască ce era pierdut. Ca să ne poată mântui, El a trebuit să moară pe cruce în locul nostru. Pe crucea aceea, El a ispășit păcatele noastre. Păcatele noastre erau certificatul de proprietatea diavolului peste noi. În Coloseni 2 ni se spune că Domnul Iisus a țintuit zapisul ăla, contractul ăla a diavolului pe cruce și l-a nimicit. Domnul Iisus i-a luat dreptul de proprietate a diavolului de peste noi. Și în Evrei 10 ni se spune că prin trupul Domnului Iisus, prin cruce, noi avem intrare liberă la Dumnezeu. Crucea stă între fiii celui rău și fiii lui Dumnezeu. Crucea e poarta de trecere dintr-una în cealaltă, de sub stăpânirea satanei în împărăția Domnului Iisus. Pavele, te duci să le deschizi ochii să vadă că sunt acolo sub stăpânirea celui rău. Le areți crucea. Îi înveți să treacă prin mine dincoace sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și apoi îi înveți predica de pe munte, să facă fapte vrednice de pocăința lor. Adică, scopul nostru e să facem oameni ca Dumnezeu. Dar cum să-i bag în atelierul ăsta când ei sunt în atelierul celui rău? Păi trebuie să am poarta de trecere dintr-o parte în alta. Crucea, jertfa Domnului Iisus, e locul acesta prin care ieșim de sub puterea celui rău și intrăm sub stăpânirea lui Dumnezeu și intrăm în școala Domnului Iisus. Voi să fiți desăvârșiți cum tata e desăvârșit. Asta e schema. Acum, încă o dată să ne aducem aminte ce v-am explicat aseară pe scurt, Efeseni capitolul 4. Repet pe scurt, Efeseni 4:17, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. De ce să nu mai trăiți așa? Pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos, dacă l-ați învățat cum trebuie. Ce înseamnă asta? Fii atent ce spune Pavel. Dacă l-ai învățat bine pe Hristos, dacă l-ai învățat potrivit adevărului, a trebuit să ți se spună trei lucruri. Unu, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se trăiește ca păgânii. Doi, să vă noiți în Duhul minții voastre, Duhul Sfânt să devină Duhul minții voastre. Și trei, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o dreptate și sfințenie date de adevăr. Fii atent. Când ți-a fost prezentat Domnul Iisus, ce ți s-a spus? Doar atât?
El a murit în locul tău și dacă crezi în El, te duce în cer? Nu l-ai învățat bine. Nu l-ai învățat bine. Dacă nu ți s-a spus astea trei lucruri, scopul Domnului Iisus, în primul rând, este să te scoată din păgânism. Să te scoată din viața pe care o trăiesc păgânii. Ăsta e primul lui scop. Al doilea lui scop este să te transforme prin Duhul Sfânt, în felul tău de a gândi. Și al treilea, să te facă după chipul lui Dumnezeu, de o dreptate și sfințenie date de adevăr. Când îl prezentăm pe Domnul Iisus, cu asta trebuie să începem. Scopul Domnului Iisus este să facă oameni după chipul lui Dumnezeu. Scopul Domnului Iisus este să te transforme radical, să facă din tine un om integru, un om adevărat, să facă din tine un om model. Dacă asta n-ai învățat-o despre Domnul Iisus, nu l-ai învățat bine pe Domnul Iisus. Înțelegi? Acum, nu-i destul. Mergem și la Petru. 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci așa cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți când veniți la biserică. Fiți sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul prigebegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați de la iad ca să mergeți în cer, ci cu sângele scump al mielului fără cusur. Nu așa scrie. Eu am citit greșit, intenționat. De la ce am fost răscumpărați cu sângele Domnului Iisus? Din felul de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Întâi ne-a spus, fiți sfinți în toată purtarea voastră. Dacă sunteți copii ai lui Dumnezeu, trebuie să fiți ca Dumnezeu, sfinți în toată purtarea voastră. De ce a venit sângele Domnului Iisus? Ca să ne scoată din felul de viață păgânesc dinainte. Acum, iarăși e aceeași schemă. Domnul Iisus, prin sângele Lui, ne-a scos din acest fel de viață și ne-a introdus în sfinți în toată purtarea voastră. Domnul Iisus ne-a spus, voi să fiți desăvârșiți cum eu sunt desăvârșit. Pavel ne spune, dacă n-ai învățat că scopul Domnului Iisus este să te facă după chipul lui Dumnezeu, nu l-ai învățat bine. Petru ne spune, jertfa Domnului Iisus are rolul să te scoată din felul ăla de viață și să te introducă în voi să fiți sfinți cum El este sfânt. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Ai înțeles acum planul? Noi, în loc de asta, ne concentrăm numai pe iertare. Fii tare atentă, ce? Ascultă de multe ori când se roagă pe rând oamenii. Deci când ne rugăm toți odată, nu mai auzim ce se roagă unii. Dar când se roagă pe rând, eu mă îngrozesc când aud numai, Doamne, suntem slabi, mai spală-ne odată. Doamne, suntem păcătoși, mai iartă-ne odată. Și toate rugăciunile noastre sunt numai despre
iertare. Nu aud oameni care să zică: Doamne, atât de mult doresc să fiu sfânt cum Tu ești sfânt. Fă-mă sfânt. Doamne, așa de mult aș dori să seamăn cu Domnul Iisus, să fiu bun ca El, drept ca El. Doamne Iisuse, vreau să fiu om dintr-o bucată, să fiu mai drept, mai curat, mai cinstit, mai adevărat. Ce vreau să zic e că rugăciunile noastre de fapt reflectă felul nostru de a gândi. Noi am învățat că totul se reduce la iertarea de păcate. Acum, știți cum vine asta? Oamenii vor iertare, dar nu vor transformare. Pe Domnul Iisus îl interesează iertarea cu scopul de a ne introduce în atelierul de transformare. Nu iertare numai, iertare plus transformare. Și acum, dacă eu înțeleg asta, dacă eu înțeleg că scopul lui Dumnezeu este ca eu să fiu sfânt cum El e sfânt, atunci, repet încă o dată, cum o înțeleg asta? Eu îi spun: Tată, Tu vrei să urc pe muntele Everest? Eu nu știu dacă pot urca până acolo. Dar Tată, de acum înainte, ăsta e țelul vieții mele. Mai sfânt, mai sfânt, mai curat, mai adevărat, mai corect, mai bun, mai milos, mai iertător. Și să vezi că oamenii aceștia de acum sunt pasionați pentru sfințenie. Și în adunările noastre, mai ales când ne adunăm în case, rugăciunea noastră principală ar trebui să fie pentru sfințenie. Sfințenie, sfințenie, sfințenie. Pentru că Duhul Sfânt este numit Duhul Sfințeniei. Sau Petru spune sfințenia lucrată de Duhul Sfânt în 1 Petru 1:2. Prin sfințirea lucrată de Duhul. Întâi stropirea cu sângele Domnului Iisus și apoi e sfințirea lucrată de Duhul. În Efeseni, capitolul 3, de la versetul 16 încolo, este una dintre cele mai profunde rugăciuni din Noul Testament. Iată de ce zic: îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos și rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu, a lui Hristos, care întrece orice cunoaștere, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt în omul din lăuntru, Domnul Iisus în inimă și plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iată chemarea noastră. Noi trebuie să înțelegem minunea aceasta a locuirii întregii Sfinte Treimi în ființa noastră. Acum, în câteva cuvinte, și vom relua mâine seară, vreau să vă dau să vă gândiți până mâine. Domnul Iisus spune în textul ăsta să locuiască în inimile voastre. Domnul Iisus e mirele meu, inima. El e iubitul inimii mele. I-am dat lui inima mea, m-am cununat cu el, el e învățătorul meu, el e mântuitorul meu, el e modelul meu, el e regele meu. Duhul Sfânt e în omul din lăuntru. În foarte multe locuri, în alte locuri, omul ăsta dinăuntru e mintea. Și vreau să vă arăt o serie de texte care leagă Duhul Sfânt de mintea noastră. În primul rând e în Exodul la capitolul 31, unde Dumnezeu îi spune lui Moise: l-am umplut pe Bețaleel cu Duhul lui Dumnezeu, versetul 3. I-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e un duh de înțelepciune, de pricepere și de știință. Neemia, capitolul 9, versetul 20. Le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. Iov, capitolul 32, versetul 8. Dar de fapt în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă priceperea. Priceperea cât o avem vine de la Duhul Sfânt. În 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7, Pavel ne spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, de timiditate, ci ne-a dat un duh de putere, un duh de dragoste și de chibzuință. Chibzuință însemnează gândire sănătoasă. Și în limba engleză asta vedeți, sound mind, minte sănătoasă. Duhul Sfânt e un duh de minte sănătoasă. Efeseni 3:23, să vă înnoiți în duhul minții voastre. Romani 8:6, umblarea după lucrurile Duhului Sfânt e viață și pace. În cele mai multe traduceri e tradus gândirea Duhului Sfânt e viață și pace. De fapt, în original, să știți că Pavel scrie numai atât: mintea Duhului e viață și pace. În Efeseni 4:23, Duhul minții, în Romani 8:6, e mintea Duhului. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu iau mintea asta și spun: Duhul e Sfânt, mintea asta nu mai e a mea. Mintea asta e a ta. În 1 Corinteni 2, de la 10 încolo, ni se spune că Duhul Sfânt care e în noi cunoaște gândurile Tatălui. Și El ia gândurile Tatălui și le pune în mintea noastră. Băgați de seamă că în Evanghelie ni se spune de câteva ori că diavolul a pus în mintea cuiva ceva. Diavolul e în afară și el încearcă să șoptească: nu te lăsa, spune-o, lovește-l, nu-l ierta,
Coboară foc din cer și se trăznește. Și Domnul Iisus zice, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Duhul Sfânt e înăuntru, în minte, Domnul minții. Și El aduce acolo gândurile lui Dumnezeu. Și El zice, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândețe, bunătate, facere de bine, credincioșie, înfrânare. El vorbește minții mele. Pentru că Duhul Sfânt s-a unit cu mintea mea, s-a unit de fapt cu Duhul meu, 1 Corinteni 6:17, cine se lipește de Domnul Iisus este un singur Duh cu El. Tu te lipești de Domnul Iisus și Duhul Sfânt se unește cu Duhul tău și formează un singur Duh. Și Duhul Sfânt cu Duhul tău plutește deasupra minții tale. Și Duhul Sfânt vorbește Duhului tău, care vorbește minții tale. Nu știți că trupul vostru e templu Duhului Sfânt, spune în continuare? Acum, Domnul Iisus e în inimă, Duhul Sfânt e în minte. Vreau să vă spun că sunt două texte care se pare că strică schema asta. Unul e în Galateni 4:6, pentru că suntem fii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Deci acolo zice că Duhul e în inimă. Și 2 Corinteni 10:5, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci Domnul Iisus trebuie să fie și Domnul minții mele. Acum, cu asta, ce mi se spune? Mi se spune că eu, de fapt, nu-i pot despărți de olaltă. Unde-i Domnul Iisus, e și Duhul Sfânt. Unde-i Duhul Sfânt, e și Domnul Iisus. Domnul Iisus, e și Domnul minții mele și Duhul Sfânt, e și Duhul inimii mele. Dar, în mod clar, peste tot, e mult mai ușor și mai bine dacă gândesc în felul în care v-am arătat. Domnul Iisus e Domnul inimii mele. Inima mea e deznădăjduit de rea și nespus de vicleană. În inima mea nu locuiește nimic bun. Până în ziua în care inima mea s-a îndrăgostit de Domnul Iisus. Știți ce înseamnă inimă curată și inimă bună? Inimă curată înseamnă inimă îndrăgostită de Domnul Iisus și plină de Domnul Iisus. Pentru că inima mea e nebună de dragoste pentru Domnul Iisus, îmbătată de dragoste pentru Domnul Iisus. Câte vreme Domnul Iisus o umple, inima mea e curată și bună. Dar bunătatea nu-i de la mine. E bunătatea Domnului Iisus. Și mintea mea am dat-o Duhului lui Dumnezeu, pentru că El e agentul care aduce gândurile lui Dumnezeu în mintea mea. Și mintea mea mereu vrea să o ia razna și să gândească lucruri urâte. Și eu mereu trebuie să zic, Duhule Sfânt, îți place ce macină moara ta? Pentru că moara asta nu mai e a mea. Eu i-am dat-o Duhului Sfânt. Și dacă mintea mea e dominată de Duhul Sfânt, El aduce acolo gândurile lui Dumnezeu. Mintea mea rebelă și răzleață și împrăștiată, mintea mea eu o aduc mereu sub lumina Duhului Sfânt și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt este acela care pune în mine pasiunea pentru sfințenie.
Încă o dată, 1 Petru 1 cu 2, sfințenia lucrată de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt, fiind Duhul lui Dumnezeu, El zice, știi de ce te-a făcut Dumnezeu, nu? Tu să fii sfânt cum El este sfânt. Duhul e sfânt. Că trăsătura fundamentală a Duhului Dumnezeu este că El este Duhul Sfânt. Și dacă Duhul Sfânt mă domină, mă domină gândul sfințeniei. Și când vorbim despre Duhul Sfânt, noi trebuie să vorbim despre sfințenie. Cât de sfânt m-a făcut Duhul lui Dumnezeu? Sau altfel, cât de pasionat pentru sfințenie m-a făcut Duhul Sfânt? Duhul Sfânt e Cel care mă pune pe jar pentru sfințenie. Și cu cât arde Duhul lui Dumnezeu mai mult în mine, cu atât arde mai mult dorința după sfințenie. Dumnezeu Tatăl a pus pe Domnul Iisus în inima mea și a pus pe Duhul Sfânt în mintea mea. Și un mare teolog de prin secolul IV-lea a zis, Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt cele două brațe cu care mă îmbrățișează Dumnezeu Tatăl. Și dacă mintea mea e sub lumina și călăuzirea și inspirația Duhului Sfânt, totul în mine strigă sfințenie pentru Domnul. Dumnezeu m-a cucerit prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt și m-a cucerit pentru sfințenie. Problema e înainte de toate una de dragoste. Le-am văzut frumusețea și sunt îndrăgostit de ei cu toată ființa mea și nu mai trebuie altceva. Și-i tot o problemă de cine vă călăuzește. Umblați călăuziți de Duhul și nu veți împlini poftele firii. Pentru că dacă sunt călăuzit de Duhul Sfânt, pasiunea care mă arde e sfințenia. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să plecăm capetele, să ne liniștim o clipă. În seara aceasta am învățat câteva lucruri extrem de importante. Am învățat că planul principal al lui Dumnezeu este să-și facă oameni sfinți cum El e sfânt, buni cum El e bun. Am văzut cum oamenii au înlocuit asta cu jertfa. Am văzut în Noul Testament cum planul Domnului Iisus e să ne facă desăvârșiți. Și cum noi alunecăm și nu mai vedem decât iertarea de păcate. Încă o dată, Dumnezeu are un singur scop, persoane care seamănă cu El. Dumnezeu mă iubește și mă vrea să seamăn cu El. Ce poate fi mai mare, mai dulce, mai frumos? Ca să știu că Dumnezeu mă iubește, m-a născut din sine și vrea să fiu ca El. Și nu-i numai atât. Dumnezeu l-a pus pe Fiul Său în inima mea, învățătorul meu, modelul meu, salvatorul meu, mirele meu, prea iubitul inimii mele, regele meu. Și Dumnezeu l-a pus pe Duhul Lui Cel Sfânt în omul meu dinăuntru, în mintea mea,
ca să aducă acolo gândurile lui Dumnezeu și mai ales să aducă acolo pasiunea pentru sfințenie și să aducă acolo roada, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, blândețe, credincioșie și înfrânare. Doamne, ai pus în mine tot ce ai avut. Mi l-ai dat pe Fiul Tău și mi-ai dat Duhul Tău cel Sfânt. Cele două brațe ale Tale cu care mă îmbrățișezi și mă strângi la pieptul Tău. Tată, ce-aș putea dori mai mult? Ce-aș putea avea mai mult? O, Doamne, deschide-ne ochii să vedem cât de minunat ești Tu și cât de minunat ne umpli de Tine și cât de minunat ne îmbrățișezi și ne strângi la pieptul Tău. Învață-ne acum să ne lăsăm mintea luminată de Duhul Tău. Inima umpline-o, Doamne Iisuse, de Tine. Și astfel, fă-ne plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acela care, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă mult mai mult decât știm noi sau îndrăznim noi să cerem, lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să-i fie toată slava, acum și în veci de veci. Amin.